socială, deoarece avem în rândurile noastre o persoană din Comuna Ștefan cel Mare, satul Egoiești, care a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. Este vorba de domnul Save Nicolae. Se vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care mi-a dat. Vă doresc și eu ani mulți fericiți și de-ale felicitări mea frumoasă. Domnul primar, cred eu că reușim. Dacă îi mai trăim, dacă nu rămânem dumneavoastră, vă ducem de muncă pe mai departe și vă doresc sănătate în continuare. Și din partea primăriei și a Consiliului Local, îți înaintăm o diplomă de care să-ți amintești peste câțiva ani. Și o cutie cu bombă. Un coniac. Să trăiți sănătate. Vă doresc chiar mulți ani. Să fiți sănătos. Așa, și cum spuneam, lângă sărbătorirea domnului Save Nicolae, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, mai avem printre noi 10 familii din Comuna Ștefan cel Mare, care în ultimii 2 ani au împlinit 50 de ani de căsnicie. Să le urăm multă sănătate, fericire și viață lungă! Și tot așa, din partea primăriei și a Consiliului Local, este o diplomă de fidelitate pentru faptul că au reușit să nu schimbi certificatul de naștere timp de 50 de ani. Și o mică atenție. Le luăm așa cum sunt împărțite. Domnul Cotofan cu Vasile. Să trăiți multă sănătate. Din păcate mai avem printre noi o jumătate de familie. Doamna Savin Maria, soțul ne-a părăsit. Dar după ce am primit vârsta de 50 de ani de căsătorie, domnul Răileanu Ion, veteranul echipei de consilier, în cazul Comunei Ștefan cel Mare, și mă vreau să-mi scrie PSD, acolo e... Patru mă prochela! Familia Dobodaru, Alexandru și Anița, știți domnul Sandu, să fiți sănătoși, sănătoși amândoi și să ne întâlnim și când ai face eu 50 de ani de căsnicie. Eu sper să ajung și dumneavoastră, și dumneavoastră. În 10 ani urmez și eu. În continuare în activitate. Da, mulțumesc, mulțumesc. Familia Tulpani, Ionel cu Rodica. Mulțumesc! Altă familie din Botașor cu Anica. Un alt consilier. Deci, bravo! Mulțumesc! 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 Mulț
Da. Familia Lucoi Vasile, cu Eugenia. La mulți ani, mulțumesc pentru sănătate. Să ne gândim la 100 de ani, da? Da. Nu s-au luat și dați oameni. Familia Simoniță și Maria. Stai acolo, nu te mai ridica, stai acolo. Doar în picior. Depinde de Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu și la mai mulți oameni. Și la mai mulți oameni.
Să fii sănătos! Să mai trăi! Să mai faci! Dispoziția numărul 361 din 2-9-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședință ordinară pentru data de 10-9-2020, ora 10. Pentru data de 10-9-2020, ora 10, se convoacă în ședință ordinară Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Căminului Cultural Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu participarea fizică a consilierilor locale. Dau citire proiectului de hotărâre cu ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind identificarea bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 3 anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții la aparatul de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare, instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2020. 4. Informare privind pregătirea începerii noului an școlar 2021 Comuna Ștefan cel Mare. Asta o să fie făcută de către doamna director, a plecat un pic de treabă și că vine o să le prezinte. Și cei diverse. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi pentru astăzi, sau dacă mai alte propuneri. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abține dusul. Vă rog. Ați primit materialele la... Da. Așa? Eu vă să rog pe doamna contabil. Da. Vă mai expun o dată. În ce privește rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 anului 2020. Având în vedere rectificarea bugetului de stat, am primit o sumă de bani prin această rectificare și sumele încasate conform tranșei de plată depuse la Firiaș, se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 253.350 de lei. Bugetul se modifică la venituri și cheltuieli după cum urmează. Pentru secțiunea de funcționare, 9.000 de lei vor fi cu plus din sume decalcate din taxa pe valoare adăugată. 25.000 sunt sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și 103.000 lei vor fi varsamente din secțiunea de dezvoltare. Sumele sunt alocate pentru funcționarea, pentru secțiunea de funcționare. 3.000 de lei au fost alocați pentru personalul auxiliar la alegerile locale, 25.000 de lei la învățământ pentru susținerea școlii, în special pentru lemnele de la școală, așa. 20.000 de lei au fost alocați pentru susținerea cultelor, 9.000 de lei pentru cheltuielile de personal la asistență socială, așa, 30.000 de lei pentru cheltuielile de la alimentarea cu apă. 10.000 de lei pentru întreținerea rețelei de iluminat public. 40.000 de lei, aici sunt pentru domeniul locuinților, servicii și dezvoltare comunală. Ei sunt amenajare la o scară și cei 25.000 sumele pentru cadastrele sistematice, care s-au făcut până la momentul acesta. Vorba de scară, scara de la Rădean, aia care urcă la, de jos, la Trăit, la Biserică. Da. Așa. La secțiunea de dezvoltare s-au primit la partea de venituri 20.000 o sumă pentru planuri și regulamente de urbanism și sume alocate de la AFIR, la partea de venituri. Pe
partea de cheltuieli, sumele au fost alocate pentru învățământ, 80.000 de lei, reprezintă împrejmuirea, gardul de împrejmuire de la Școala Pontana, și 42.000 de lei formată din strategia pentru 2021-2023. Strategia de dezvoltare a comunei. Exact, strategia de dezvoltare a comunei și cheltuieli pentru proiectul refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor. 14.250. Deci este vorba de studii de fezabilitate pentru reabilitarea drumurilor care au fost distruse în urma inundațiilor din 2000, din vara cu 2018. Am fost prins la CNI, la Compania Națională de Investiții București, cu o lungime de 7600 de metri în toate localitățile comunei, deci drumuri care au fost distruse. Și pentru a beneficia de modernizarea lor, trebuie să facem studii de fezabilitate. Aici este plata studiului de fezabilitate. Urmează depunerea lui la București și după aia licitații și execuția unei investiții. Da, dacă aveți observații pe marginea punctului 1. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține, nu sunt. Trecem la punctul 2. Da, la punctul 2, domnul consilier, știu despre ce este vorba, dar fiind și dumneavoastră cadrul ședinței de astăzi, în fiecare an primit de la prefectură o adresă cu numărul de posturi care sunt stabilite la nivelul comunei Ștefan cel Mare în funcție de numărul de locuitori. Și avem 30 de posturi în cadrul primăriei, 5 posturi serviciului de poliție locală, un post pentru deservirea microbuzului școlar și 5 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Noi am avut pe SAPA, pe fonduri europene, am avut în ultima perioadă 3 investiții. Drumurile care se termină acum, știți majoritatea dintre dumneavoastră, că a fost șelarea de anacel de la biserică, drumul de la biserică, la Bogdana, cel de la Cantonul Silvic, la Nevoiești, cel de la biserica de la Vârbovana, la Butinaș, cel care duce la biserica ortodoxă, am avut trotuarele în satul Nevoiești și grădinița de la Nevoiești, care deservește copiii din întreaga comună. Deci am avut 3 investiții pe fonduri europene, dar indiferent de câte investiții, mai mult de 5 posturi, nu-ți oferă prefectura. Acum a rămas cu ultima investiție asta cu drumurile, care pe 21 septembrie se încheie. Deci astea sunt posturile stabilite prin hotărârea, prin adresa de la prefectură, primăriei comunei Ștefan cel Mare. Da, propuneri sau observații la punctul 2. Dacă nu aveți, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abține, nu sunt. Vă mulțumesc. Următorul. Deci cum am procedat în fiecare an și în timpul anilor, și în timpul anului acesta, cum am avut posibilitatea să mai rectificăm bugetul cu ceva, am mai încercat să mai ajutăm parohiile din pomul. Acum la ultima rectificare, având în vedere că la Vișoara, pe data de 18 octombrie este sfințirea bisericii. În cadrul acestui lăcaș de cult a fost făcută și o casă mortuară
Și preotul a spus că mai are nevoie de niște bani ca să poată să achite lucrările efectuate. Și am alocat 13.833,68 la parohia Jebrien și 6.166,22 la parohia catolică Ștefan cel Mare. Aici erau deja luate materiale, tot pentru casă mortuară și aproape că este finalizată nevalerul, nu? Anunț public, astăzi la ora asta este mormântare cu primul care a ocupat acea casă. Mulțumesc foarte mult în numele cetățenilor, domnule. Da. Deci asta este rectificarea. Era bun dacă aveam bani mai mulți ca să ajutăm și celălalt parohii. Dar nu numai asta este suma pe anul ăsta, ca să știți. Suma asta este pe lângă 1,5 miliarde dați anul acesta. Cei de la Vibarea Bogdeni. Deci trebuie să știi că acolo anul ăsta sunt alocat 500 de milioane. Vechi, 50 de milioane. Lucrările au început, ați văzut că au început la biserică, continuă cu casa practicală, după aia cu bisericuța de sus, de la cimitir. La Gutinaș au mai fost alocați, aproape se termină casa practicală, rămân de făcut numai pe interior. Da, deci asta pentru dumneavoastră, invitați, ca să știți, consilierii știu. Da, referitor la punctul 3, dacă sunt observații, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt. Pentru punctul 3, așteptăm de doamna directoare să... Pentru 4. Acum, diverse. Vorbim între noi. Vă rog. Am mai spus odată, la Rădeana, acolo la Sfântul la Ior, trebuie puse două, trei bubele, una, pentru hârtie. Eu plătesc cu noi, dar eu adun cu noi de pe șat, în bubele. Toți bea cafeaua, pune paharul în gard aici, bea aia, trebuie găsit o soluție și-o pus acolo. Eu mai prind, de acum mai ultimul mandat. Nu vă mai pot spune decât dacă spun Leona. Am trebuit la asta. Iar duplicată. Dar a fost stație de autobuz, este nu? E, păi am avut de duci coși de curată. Este de la Valea de Fântână, în teren. Nu, dacă vorim un cu ambași acolo. Mai mare, mai mic. Atât de bine și de mare. Alte probleme de la mine. Mă rog. Mă lanțiu, cum am urmărit să-mi urmărit, să-mi urmărit, să-mi urmărit, să-mi O să încercăm să facem cu banii care i-am dat. Da. Dar facem pe bucățele și noi o soluție de finalizare. Mai bine așteptăm, când avem bani necesari, sunt o problemă de fiecare care să oferă, să preamintele acolo, să vopsească, să curiță. O altă problemă, să vă spun sincer, sunt cu sufletul neîmplăcat, nu s-a rezolvat cu problema apei de 5 ani de zile. Ar vrea ca, în cel mai scurt, să rezolvați problema apei. Ca să n-ai o cană de apă să sper dimineața sau să scurgă rubinetul dimineața, e cel mai greu, e sub orice critic. Nu mai înseamnă civilizație. Dacă nu ai apă și nu ai cu ce să sper. Nenicule! Vă rog să rezolvați treaba cel mai urgent. Nenicule! Acum, dacă veni vorba de apă de la Vinșoara, când plouă, este apă? Păi, la noi... La robinet. La robinet. Nu la Streaș. La robinet. Este? Când plouă, este apă? Nu este. Când plouă, nu este apă? Când plouă? Da.
Deci atunci am plecat. Nicule? O închiri. Cine o închiri? Nu, 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 nu vorbim acum. Nu vorbim. Acum o dăm, da, o dăm rațional. O dăm o zi la Jăgeni, o zi la Corbu. Da. Când era apa deschis? Și la Jăgeni și la Corbu. Când ploua, era apă? Păi era, da. Era. Și când nu plouă, de ce nu este apă? Scade apa în puț sau scade apa la robinet? S-a pus problema să citească contoare și să vadă cine consumă mai mult. Așa, nu? Deci s-au citit, urmează să vedem. Și nu mai uita nimic. Dar dacă nu... Și crezi, Natale, acum, chiar dacă s-a făcut o zi, dar una nu, nu o să depășească 5 de copii pe lună? Bine, domn primar, dacă ăștia urdă și la anul, și la anul, noi nu o să avem apă niciodată. Nu, 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 o să aveți. Cum i-am rezolvat pe cei de la Ciopiești? Urmează la anul, dar v-am spus, îmi pare rău că m-a tare vedeți problema acum. Puțurile de la Dorel Bondaș, o să le captăm, le băgăm în rețea, dar nu-mi permit eu să-mi trag legea. Nu pot să captez apa și o bag în rețea fără o stație de tratat. Și atunci o să fie apă și la Jevrei, o să fie apă și la Corbu. Treaba asta, v-am spus, nu durează nici mult, nici nu e foarte costisitor ca să facă. Cel mai mult o să costi stația de neutralizare. Păi cât? Metri de asta și nu trebuie un rezervor. Pe captan așa? Și chiar nimica? Sunt 4 metri de la țeava de la... apa Sătenilor, care este acum, până la apa europeană. Și nu e așa de greu, nu e așa de greu. Nu, noi trebuie să captăm de la izvorul, de la bazinele alea, nu mergem pe țeava că există. Mergem pe țeava de oțel. Noi trebuie să captăm apa în condiții normale. Trebuie să captăm într-un rezervor și un rezervor. Deci nu e așa simplu, nene. Pentru că, vă dați seama, dumneavoastră ați putea să stați fără apă. Puteți-vă dumneavoastră în situația noastră. Puteți să stați fără apă. Dacă o zi... Noi avem apă de la ora 11 până la ora 3. De la ora 3, oamenii își face provizii de apă pentru a doua zi și nu mai este apă, chiar dacă nu închide. Dar de multe ori închide la 3. Nu am așa. De cum poți să închide la 3? Așa face. Când trece panciul de la asta, o închide din jos de acolo, de la el, ca tu mai vin de iară înapoi, închide. Dar își face și oamenii provizii. Pentru a doua zi, de la ora 12:01, omul își face provizii pentru a doua zi. Își strânge acolo într-un vas, în două, în câte vrea și orice. De ce vreau nu fac un vagon de apă pentru două zi? Se golește apă. De asta, trebuie rezolvat, asta e. E o problemă foarte urgentă și trebuie neapărat rezolvată. E ceva necesar, nu e problemă că trebuie amânat. Da, tot discutăm. Da, asta vreau să nu știu ce răspunde. Nu știu ce e mult. De ce ar trebui să o rediscutăm și să o reanalizăm și să o tot dezbatem un pic la data asta. Știți foarte bine cursurile astea, așa, nu știu nimeni când s-a făcut proiectul respectiv, că la 100 de metri adâncime să fie apă, că să ajungă la 3-4 familii. Acum știu foarte bine problema acolo și mai știți și de dumneavoastră care ați asistat de fiecare dată când s-au făcut modificări acolo. Am făcut de nisipare, am schimbat pompe, am schimbat. Rezultatul e nesatisfăcător. Din păcate, n-avem ce face. Soluția asta e captarea puțurilor celor de la Bonta de acolo și să vedem cum o să fie face. Da, domnul Sătii. Lardeana este o zonă din sat, știți foarte bine, care nu beneficiază de canalizare. Am înțeles că există o directivă europeană care cumva obligă că acolo unde este apă curentă, să aveți în vedere treaba asta. Eu nu știu, să fie o directivă europeană, să fie directivă? Eu așa știu. Da, nu știu, să fie directivă europeană pe care să te oblige. Așa nici cu apa potabilă nu știu nazar, nu vedea nimic. Păi așa, nu te obligă. Nu. Când te obligă să faci ceva, trebuie să-ți dea și sursa de finanțare. E. Obligă pe ei, da. Iar referitor la apă, văd că se spune... Da, poate îl obligă pe
beneficiarul de alimentare cu apă să-și facă și canalizarea. Da, deci cum am zis, nu autoritatea. Nu autoritatea este obligată unde... Deci inițial programul a fost apă, potabilă. Și după aia, când s-a făcut la Rădeana, acolo, și pe aici, cât și la aici, la Ștefa cel Mare, deci e numai apă. Nu, că am făcut proiectul, am făcut proiectul pentru alimentare cu apă și canalizare. Așa era. Deci prima dată făceați și la Ștefa cel Mare, dacă era, dar după aia le-a cuplat. Deci a pus condiții. Deci, apă și canalizare. Nu este puiere condiții. Bine. Am depus pe administrația fondului de mediu și datorită sumei, că era suma mare, voia să-mi dea canalizarea jos. Să nu mi-apropie canalizarea, să mi-apropie numai alimentarea cu apă. Deci nu există asta. Nu știu. Dar referitor la apă, văd că se face părerea mea. Dom'le, nu se poate plăti apa, că eu am înțeles că nu e parametri. Deci asta ar fi un motiv. Nu că nu e parametri. Dar? Nu. Astăzi, nu putem să facem serviciul nostru. Mă gândeam, dom'le, dacă nu e potabil, ca apă, eu știu, menajeră, să zice, o formă de plată. Băi, 10 bani dacă iei, să vedeți că nu se consum, pentru 10 bani. Că v-am dat exemplu cu cărucioarele astea la magazine. Erau împrăștiate până la adjunct. Nu, noi am stabilit pentru cei care consumă mai mult de 5 metri cubi, îi debranșăm. Un consum de 5 metri cubi la o familie este destul de suficient. Da, nu știu cât e. Da, și 10 cubi, dacă s-a spus, poate apă suficientă. Da, acolo puțul îi dau suficientă apă încât să ajungă la tot sapul. Da, dacă s-o găsesc. În Rădeana am găsit și 100 și ceva de metri cubi consumați până acum. 1000. 1000. 1200, 1300. În condițiile în care apa e disponibilă de 4 ani. E enorm de mult. Da, mulțumesc. Da, altcineva? Domnul Elea. Domnule primar, domnul fie primar, încearuc în discuție mai veche pe care am ridicat-o de mai multe ori în fața Consiliului Local și am să o ridic și acum la ultima ședință de Consiliu, fiindcă am să ies din cursă cu mulțumirile și împlinirile pe care le-am apreciat. Domnule, este vorba de ieșirea aia în câmp, sus acolo, la casa domnului vice, mai sus, cum se iese. Domnule, avem și burdoze pentru care am votat. Avem și alte dispozitive pe care le-am aprobat și s-au plătit. Trimite-mi, domnule, într-o zi să scoată tubul ăsta de aici, care nu se mai folosește și colma ta, până o face alte modernizări. Și puneți-l în șanță ăsta la colțul din Bolțătescu. Este toamnă, încep recoltările, încep transportul de produse de câmp și este foarte greu de trecut acolo. O să zic că vaccinomatul, toți au acolo, au și vii, au și lană, au și liberi și floarea soarelui. Încercați totuși, la ultimă rugămintea mea, să facem această mișcare. Nu costă mult. Nu trebuie să faceți proiecte, nu trebuie să ceriți aprobarea Consiliului Județean sau Prefecturii. Este vorba de bunăvoință și nu vreau să merg în spate, că e neplăcut ca să... Deci de aici de unde se trece și se face la dreapta de lângă Via Bărțătescu, este tu vorba. Pune-le acolo, domnule, și l-am acoperit pe via pe după noi și putem să circulăm. Nu vrem asfalt acolo, că bă, sunt alte lucruri care sunt prioritare, dar luând în considerare faptul că se face transporte, recolte din câmp în satul Bogdanu și mai departe, e necesar să facem această lucrare. Eu vă rog foarte mult să... Da, am înțeles de acostică. Cred că cel mai în măsură ar fi să-ți dea răspunsul Sorin Stoica. La problema asta, am adus. Sorin Stoica? Mm-hmm. Nu știu dacă are probleme tu. Avem într-adevăr punctul ăla. Avem punctul. Nu mai venim cu... Neacostică. Cu scuze și... Nu-i scuze, dar... Domnule, încercați să faceți treaba asta și eu vin și fac... Hei, domnul Stoica, care este consilier în satul Cutinaș, haideți că dacă... Da, ridicați niște probleme care îl vin ca bumerang. Păi bine. Deci Sorin mi-a cerut buldo. Da. I-l-am dat. Bun.
Mi l-a mai cerut cineva și nu l-am dat? Trebuie să mă duc eu, negozi, trebuie să mă duc eu să fac un drum în câmp care nu aparține de domeniul public. Domnule, deci nu este drum în domeniul public. Ia în cupă tubul ăsta. Și trebuie să mă duc să stau eu acolo, neacostică. Păi Sorin o solicitat și o stat cu el pe câmp. O făcut șantul, o făcut ce-o făcut el acolo. Nu mai vine apa în drum, nu mai lupi apa. Și eu și dat în mie. Să-l dau, neacostică. Uite, chiar dacă n-ai să mai fii consilier, spune-mi, doamne, dă-mi buldo două zile. Să-l dau două zile acolo. Dacă fac eu treaba asta, preiau din sarcinile dumneavoastră. Cum? Dacă eu fac treaba asta, preiau din sarcinile dumneavoastră. Nu știu doar că sarcina mea este să fac drumurile din câmp. Nu e în câmp. Dar unde e, Neacostic? E la ieșirea din... Neacostic, tu știi destul de bine că nu faci parte din domeniul public. Da. Ce Dumnezeu? Lăsați-l așa. Nu lasă așa. Dacă mă tale soliciți buldo într-o zi, pe cuvântul meu ți-l dau și o faci cum vrei, mă tale. Cum vrei, mă tale. Să nu fie răutăcios. Ești pensionar, ai timp să stai cu el. Problema trebuia rezolvată din bani buni, adică... De ce suntem răutăcioși acum? Dar înțelegeți, păi, înțelegem, dar se putea rezolva din 10 ani, de exemplu. Problema lui respectiv, nu s-a acumat din 3 ani. Undeva las mașina și iau o tripatită. Asta nu mai e. Neacostic, ai buldo. Când vrei, dai telefon și trimiți buldo acolo. Bine, mulțumesc. Da, bine, mulțumesc. Alte probleme, dacă mai sunt. Vă rog. Domnule primar, domnule viceprimar, m-ați invitat doar o mică observație la rectificarea de buget. Mă bucur că, așa cum așteptam, ca și de alte dăți, v-ați gândit la instituțiile principale vis-a-vis de rectificare, respectiv școala, nevoiești și instituțiile de cult, mai exact acele case mortoare, care sunt în construcție. Și am să mă opresc puțin aici, cu riscul de a poate supărăt cineva sau... Dar vreau să scot în evidență necesitatea acestor lucrări vis-a-vis de casele mortoare. Dincolo de a ne lauda, ne-am depus un efort foarte mare vis-a-vis de participare. Trebuie să știi toată lumea că nu s-a cheltuit niciun bănuț din partea, cum să vă spun eu, de instituție primară pentru Maroc. Fiecare am contribuit cu ce am putut vis-a-vis de voință și de putință. Și s-a realizat acest lucru care este extrem de util. Și pentru prezent și până acum a fost util, dar mai ales pentru viitor. Multe, multe alte utilități ar putea să primească în viitor. Doamne ferește, mă gândesc la pandemia ca de acum și multe alte posibile, Doamne ferește, lucruri. Și cu ocazia asta din partea, cum spun, eroreașul din Ștefan cel Mare, satul Ștefan cel Mare, noi vă mulțumim foarte mult, domnul primar, dar să nu credeți că avem de făcut câteva lucruri. Deci, locașul ca și locașul este funcțional. Mai avem ceva de făcut la probleme cu gardul, știți dumneavoastră, dar o să ajungem la timpul potrivit acolo. Vă mulțumesc. Mai vin și anii următori. Să dea Dumnezeu. Păi dumneavoastră credeți că dacă eu luam banii sau nu acordam ajutorul ăsta la parohii, aveam la Nicule bani, făceam două stații de tratare a apei la Jăvre. Dar mi-a cerut bani și la parohii și de unde? De unde? Bugetul este cum este. Dacă era din cauciuc, îl întindeam. Dar nu putem. Ce să facem? Da, adevăr. Păi, acasă într-o gospodărie, dacă îți faci un gard, nu mai ai bani să-ți faci nu știu ce acasă, faci o bucătărie, îți rămâi cu altceva de făcut. Păi, mi-e pare rău că mătale care știi despre ce-i vorba de bugetul comunii, ai ridicat problema asta, că nu costă, cât costă. Domnul primar, este o necesitate asta. Este, neamicule. Dar de ce n-ai zis? Domnul primar, hai nu mai dă bani la biserică acum, hai să facem treaba asta. De ce n-ai spus așa? De ce n-ai spus treaba asta? Păi, nu se poate să... Găsește bani și pentru a face afară. E simplu. Dar de unde
să vină nimic. De unde? În timpul an de zile, de unde să vină banii? Noi noroc, bă, nu că știu eu, că nu fac eu bugetul, nu aduc eu bani sau îi cheltui bani cum vreau eu. Norocul nostru a fost că am avut cele trei investiții pe fonduri europene și am achitat din bugetul, ne-am prins bani de la bugetul local de la începutul anului, am achitat TVA-ul și acum ne rambursează TVA-ul cei de la fondurile europene. Și de aici îl ducem când este nevoie. Da? Dacă îmi dă 2 lei, 2 lei împar, nu pot să împar 5. Da, nu. Nu trebuie să fim răutăcioși acum la final din mandat. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu am avut și vorba cu școala financiară nu ne coinește. Am avut în vedere următoarele aspecte. Și anume, organizarea claselor de elevi. În funcție de acest cod pe care îl avem, să spunem, acest scenariu doar venit. Scenariul care presupune prezența copiilor la școală pentru nivelul preșcolar și pentru nivelul primar. Lucru care se realizează în comuna Ștefan cel Mare, adică prezența fizică a copiilor în clase, iar la nivelul gimnazial, pentru clasele 5-7, este acel scenariu care presupune prezența tip hibrid, adică jumătate de copii în clasă, jumătate acasă. La noi, pentru că clasele sunt destul de spațioase, o să avem copii care vor fi prezenți în clasă mai mulți, în jur de 18, din colectivele de elevi, și rotația se va face cu cei care stau acasă în număr de 6-7, se va face un pic mai des, în sensul în care încercăm pe copii să îi menținem în școală ca să putem să recuperăm toată situația școlară din semestrul al doilea de anul trecut. Este foarte important pentru noi ca în perioada aceasta care urmează și anul școlar care este deosebit față de ce a fost până acum, să avem grijă de sănătatea copiilor. În acest sens, am luat măsuri igienico-sanitare, așa cum sunt prevăzute în ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, 804 din 2020, și toate prevederile acestui ordin au fost aplicate la nivelul școlilor. Din acest punct de vedere, vreau să mulțumesc autorităților locale din comuna Ștefan cel Mare, domnului primar, consiliului local, tuturor celor care au contribuit la construirea celor două unități școlare noi, și anume grădinița cu program normal din satul Negoiești, a căror dotări sunt deosebite. Am putea spune că avem o grădiniță modernă, chiar așa este, o grădiniță modernă, care dispune de ultimele noutăți în domeniul educațional, atât în sistem informatic, cât și în sistem privind obiectele didactice care trebuie copiilor. Școala Bogdana este o altă clădire foarte, foarte importantă pentru noi, pentru că acolo vor învăța copiii de 1-4, copii care, fiind singuri în acest spațiu școlar, vor beneficia de acele aspecte legate de legate de acele prevederi igienico-sanitare care sunt prevăzute în tot ceea ce privește organizarea anului acesta. Copiii vor fi transportați cu 3 microbuze școlare. Aceste microbuze școlare vor transporta copiii în perioade diferite. Adică primul transport va fi a copiilor de nivel gimnazial, apoi a celor de nivel primar și ultimul transport va fi a celor de nivel preșcolar. Faptul că ei vor învăța în instituții separate, adică
la grădinița de la Negoiești vor fi copiii preșcolari. La școala de la Bogdana vor fi cei de nivel primar. Iar la centru vom avea nivelul gimnazial, asigură siguranța copiilor și acest lucru este cel mai important pentru noi toți, dar mai ales pentru oamenii din comunitate care, a căror viitor este în această tânără generație pe care noi o educăm. Din punct de vedere al organizării programului școlar, acesta se va desfășura în program de dimineață, deci aceste noi construcții ne ajută să trecem la programul numai de dimineață, fără să mai avem două schimburi cum a fost până acum. Este iarăși un aspect foarte pozitiv, care a fost cerut din totdeauna de condițiile de educație ale tinerei generații și care acum se realizează. În ceea ce privește administrarea instituțiilor școlare, vreau să vă spun că sunt pregătite din toate punctele de vedere pentru începerea noului an școlar, adică avem adus materialul de nostru care urmează să ne asigure încălzirea în sezonul rece. Avem condiții în ceea ce privește sistemul sanitar din comună, prin faptul că condițiile din instituțiile noi au asigurate cabine de să spunem de băi, toalete, așa, care vor fi, fiind în interior, asigură acele condiții care trebuie să deprimite pentru copii. Nu mai avem toalete afară, așa cum se întâmplă în alte zone din țară, știm foarte bine, și asta este iarăși un lucru foarte pozitiv pentru noi. Deci, în acest moment, noi suntem pregătiți pentru a începe anul școlar. Avem și manuale școlare și acele măști care trebuie să le folosim în perioada următoare în unitățile școlare, pentru că măștile vor fi obligatorii și pentru copii și pentru cadre didactice. De asemenea, avem dezinfectanți, biocide, tot ce trebuie ca școala să funcționeze în condiții normale. Am primit și vom primi și în continuare sprijin din partea comunității locale, a Consiliului Local. Urmează să primim tablete în număr de 150 pentru copiii care vor funcționa în sistem hibrid, adică copiii de la clasele 5-7. Deci, condițiile pe care noi le avem la școlile din Comuna Ștefan cel Mare nu sunt mai prejos decât cele din oraș. Iar noile construcții și cu ceea ce există în interiorul acestor noi construcții satisfac pe deplin tot ceea ce cere învățământul din această perioadă în care noi ne desfășurăm activitatea. În rest, sperăm să fim cu toții sănătoși și siguranța copiilor din punct de vedere medical să fie una dintre cele mai bune. Așa cum și noi, cadrele didactice, ne dorim foarte mult și vă transmitem tuturor celor prezenți sănătate multă și puterea și sprijinul pe care puteți oferi tinerei generații care este în Comuna Ștefan cel Mare pentru a putea să desfășurăm o activitate cât mai apropiată de comunitate. Este foarte important ca copiii cei care sunt în Comuna Ștefan cel Mare să fie aproape de familiile lor și acele aspecte educaționale care au tradiție și sunt specifice comunității locale să le poată asimila și să le poată transmite mai departe viitoarelor generații. Eu vă mulțumesc mult, mă scuzați la venire cât de la școală și cu masca cumva
mă descurc mai greu, dar este o perioadă destul de agitată și vreau să, ca tot ceea ce înseamnă funcționarea școlii să fie un lucru deosebit pentru noi. Chiar dacă sunt în condiții de pandemie și cu acest SARS-CoV-2, noi ne dorim foarte mult ca pentru copii școala, în afară de mască, care, să zicem, o să fie o prezență și o să de alte condiții, în rest, noi vrem să fie normal, o școală normală în care copiii să respecte reguli, asta e foarte important, dar în același timp este foarte important să vină la școală. Socializarea și apropierea dintre cadrele didactice și elevi sunt foarte aspectele cel mai importante și umane, cele care ar trebui să fie. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate. Mulțumesc, doamna director. Dacă îi vreau să vă întrebări. Deci ați ascultat ce a spus doamna director, că avem școli destul de performante la nivelul comunei. Avem toalete în interior pentru toate școlile și grădinițe. Nu credeți că astea s-au făcut fără efort de partea primăriei și a Consiliului Local? Nu credeți că se mai aude vorba aia, dați fondurile europene, fondurile europene. Nu credeți că trece caravana pe drumul național plină cu bani și dacă primarul nu este la primărie, nu primește data asta. O să primească că nu mai trece caravana. Deci dacă noi nu ne luptăm să atragem fonduri, fie ele europene, fie ele guvernamentale, nu facem nimic. Cu impozitul care se adună de la populație, prin impozitul și taxe de la populație, nu se plătesc nici salarii, chiar dacă s-ar plăti 100%. Dar astea se plătesc într-un procent cam de 60% pe timpurile astea. Spunea doamna director de tablete. Iar în Renicule, am prins acolo 1,5 miliarde pentru tablete. Făceam sursa aia de alimentare la Vinșoară, dar acum cred că e mai important procesul de învățământ, ca să desfășoare în bune condiții. Deci o să fii toate la rândul lor, Nea. Vreau să vă dați un moment de rău ceea ce v-am spus cu apă. Nu, noi dumneavoastră aveți un potențial foarte bun de a rezolva probleme. Și mă stoarceți acum în cap pe lămâie. Găsiți sau să puteți să rezolvăm și această problemă. Da, da, da. Bunăvoiți este. Eu cred dumneavoastră puteți rezolva. Bunăvoiți este, dar trebuie și bani. Hai, Nea. Să știți că suntem noi ca și școală, ca să concluzez pe domnul primar, atât de bine susținuți de primărie și totdeauna am găsit în momentele cheie înțelegere și vă rog să ne credeți că în această perioadă, dacă nu aveam susținerea de la primărie, foarte greu ar fi fost ca să facem ce am făcut. Și cum spunea și domnul primar, fondurile europene sunt foarte greu de obținut și pașii care trebuie și parcurși, dacă nu sunt parcurși în mod corect, nu beneficiez de niciun ban. Și asta este un lucru foarte bun pentru care ne luptăm cu toții. Și cum am subliniat, copiii sunt cei mai importanti și educația. Să știți că schimbarea de aici va pleca. Dacă noi nu acordăm educație importanța care trebuie și nu ne ocupăm de generația asta tânără care o avem în școală, susținerea pentru copii trebuie să vină neapărat și din partea familiilor, că fără, mai ales în perioada asta, fără sprijinul părinților, chiar am organizat ședințe, am făcut cunoscut tot ce s-a întâmplat ca și funcționare. Deci noi trebuie să fim foarte apropiați și cred că în perioada asta cred că aspectul cel mai important este relația umană dintre noi toți. Pentru ca localitatea și comunitatea și tot ce înseamnă funcționarea lor să fie bine. Da. Doamna director este în măsură să ne spună cu cât s-a schimbat sau cât de mult s-a schimbat calitatea învățământului de când am organizat învățământul, am concentrat învățământul acel. Deci am profitat de cele trei mijloace de transport și n-am mai învățat copiii să învețe câte 10-12 copii în 4 clase prin satele comune. Sunt foarte multe lucruri care s-au făcut. Să vă spun, doamna director, că ieri ați avut ședințe la inspectoratul județean școlar și acolo ne cerea că trebuia aia. Cineva m-a întrebat, păi trebuie, dar de unde? Faceți adresă la primărie. Faceți adresă la primărie. Deci guvernul
nu se asumă cheltuiele decât prin administrațiile locale. Deci ca să știți, de aici nu sunt bani suficienți ca să facem chiar ce vrem. Nu putem. Dar acum, nu numai eu, și echipa de la primărie este destul de formată, destul de expert în atragere de fonduri. Deci avem bună voință să facem. Știm ce trebuie să facem. Dar trebuie să avem și cu ce. Nu ne plângem, să știți că nu ne plângem, că spre deosebire de alte localități, stăm destul de bine. Și la nivel de educațional și la infrastructură, stăm destul de bine față de alte. Dar cine nu vrea să vadă, nu vede. Nu că nu vede, că nu poate. Nu vrea. Dacă cele două aspecte se îmbină și sunt armonioase, degeaba ai un cadru didactic performant, dacă mediul în care este nu îți permite să-ți arăți capacitatea. Și, în general, să știți că omul sfințește locul. Dar această vorbă veche românească trebuie să o lărgim și să spunem că dacă suntem sprijiniți și suntem uniți unii cu alții, atunci bineînțeles că și rezultatele sunt deosebite. Da. Dacă nu aveam cele două instituții, grădinița și școala de la Bogdana, nu știu cum ne puteam descurca acum pe timpul acestei pandemii. Cu toate că am fost acuzat, chiar de un consilier și de altcineva din sat, că pentru ce am făcut școala aia la Bogdana și pentru ce am făcut grădinița de la Negoiești. Pentru grădiniță nu aștepta să-i dau eu răspunsul, că tot el mi-a răspuns. Că am nepot, că are feciorul meu băiat și de asta am făcut grădiniță la Negoiești, ca să duc băiatul lui feciorul, cu nepotul meu la grădiniță. El e deschisă pentru toată comuna, pentru copiii din toată comuna grădinița aia. Spuneți și pentru școala de la Bogdana că ați riscat inițial. Cu niște declarații, da, cu toată vreau să mă împucuți. Da, nu-i... Și în care nu vreau să mă împucuți, ca să nu dea fonduri pentru extindere și modernizare la școală, nu pot să dau declarații dacă este funcțional. Dacă o să fie copii. Declarații pe propria răspundere. Care este în fața legii, este penală dacă nu este adevărat. Am dat-o pe aia. După aia Ministerul Educației mai trimite una să mai dau o altă declarație și să fie certificată și de inspectorul general școlar. Am mai dat-o odată. Am fost și la Bacău și mi-a certificat-o și inspectorul general școlar. Deci dacă inspectorul școlar general nu voia să-mi pună miza pe declarația aia, se dea finanțare. Și un alt primar renunța din prima. Ei, nu știu. Eu fac ce ești. Nu știu pe mine, nu ce fac. Sunt 45 de copii la grădiniță, două grupe. Deci sunt copii și au venit acum cel puțin 10 în luna august, din localitate. Deci 45 de copii sunt copii. Adică avem și la gimnaziu și la primare. Avem așa tot peste 100 de copii la gimnazial, 170 de copii avem. Și condițiile astea contează foarte mult, vă spun, foarte mult. Avem videoproiectoare în toată școala și în școlile videoproiectoare ajută foarte mult în procesul educațional cu noile aparate care se folosesc din punct de vedere informatic. Suntem înscriși pe platforma Classroom, în toată perioada, vă spun, au fost școli din oraș care nu au avut înscriere pe platforma ca să facă CEM Educație pe din martie. Eu din martie, a treia săptămână din martie, de pe 24, m-am cu toată școala. Deci am făcut cont și copiii au intrat pe această platformă Google Classroom și au lucrat cu profesorii, lucru care s-a văzut și la evaluarea națională, când rezultatele au fost cu probabilitate la toți cei 19 copii care au participat. Dacă n-am
fi fost preocupați și dacă profesorii n-ar fi fost preocupați, atunci unde ar fi fost copiii care au terminat clasa 8-a? De-aia spun că e foarte bine atunci când ne vorbim despre anumite aspecte, să și cunoaștem amănuntele, pentru că e foarte important. Și vă spun, de la educație pleacă dezvoltarea comunității. Dacă generațiile tinere vor fi educate și dornice de a învăța, atunci și comunitatea va prospera. Dacă nu, știți că fără carte e cam... Da. Eu v-aș ruga să spuneți la ceilalți care au copii mici pe sată să-i dea la grădiniță aici. Eu vă spun, eu pe nepotul meu să o dau la grădiniță. Foarte bine, iar tu ai făcut. Mulțumesc pentru ei. Dar cei care nu spuneau, aveam colegii care se gândeau, îmi spuneau că o să fii pentru faptul că sunt prea mulți în oraș la grădiniță și chiar și la școli, nu învață într-un singur schimb, învață prin rotație tip hibrid, jumătate prezenții clasă, două săptămâni și cealaltă jumătate acasă. Ei la un copil de grădiniță. Cum poți să faci cu el? Nu-i dificil, e cel mai greu de realizat lucrul ăsta cu cei de la preșcolar. De când noi aici, având aceste condiții, ei vin la școală, ei s-a dus cu microbuzul, cu microbuzul școlar, nu sunt puși în nicio situație de nesiguranță, că nu umblă prin avetă, nu? O să vedeți că o să se schimbe cumva modul de comportare al părinților datorită situației care este acum. Pentru că te gândești în primul rând la siguranța copilului, da, și a familiei și asta e cel mai important, consider eu. Totul pleacă din familie. Da, mulțumesc. Da, vreau să informez la Consiliul Local și pe domnul invitat că fac parte de mai mulți ani din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Negoiești, din partea Consiliului Local de Senat, și vreau să mă mulțumesc că la modul sincer că, ducându-mă o dată de două ori pe lună la ședințele Consiliului de Administrație, am observat modul de preocupare pentru îmbunătățirea activității educaționale de învățământ în această școală. Să ne bucurăm că avem această școală în comună, pusă la punct cu tot ce trebuie, fiindcă sunt de aici, cunosc viața școlii din comună de când s-a înfăptuit această școală nouă, care vreți să vă duceți, să vizitați din curiozitate, sunt asigurate aproape toate condițiile, ați văzut că dă și la televizor și la radio, școli care n-au primit autorizație de funcționare. Vreau să spun că am observat cu acest primer preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru procesul educațional și de învățământ și doamna directoare care a prezentat situația în fața dumneavoastră manifestă o profundă preocupare pentru pregătirea și în alt an, dar în mod special a anului acesta de învățământ. Lămuriți părinții, lămuriți copiii, când mulți mi-aduc aminte din anii trecuți se zbăteau să dea copiii la școală în oraș. Cheltuieri cu autobuzul, bine, cum ați zis și acum, care vor la o amigă, mergem cu băiatul la oraș, copiii la oraș. Sunt și aici condiții și vreau să vă spun că chiar de aici, după băncile școlii gimnaziale din Ștefan cel Mare, au ajuns oameni care acum sunt la diverse forme superioare de învățământ și asta trebuie să constituie o mândrie pentru noi și este chiar pentru cei care au dat glas acestei probleme. Ce consider eu că ar mai trebui făcut pe lângă acest proces de pregătire și de dezvoltare? Ar trebui făcut ceva pe mai mult, să face mai mult pe linia culturală. Pregătiți mai bine copiii, că avem o rezervă foarte bună de talente în comună și am urmărit, anual am urmărit activitățile care și la
aici în Căminul Cultural, serbări cu diverse ocazii, la Monumentul lui Dorici, nu știu dacă anul ăsta a mai fost vreo, eu știu, un an de, dar e bine să ținem cont și să ne bucurăm și de faptul că avem în comuna noastră aceste monumente, acești eroi, la podul lui Ștefan cel Mare și acolo trebuie și copiii să cunoască trecutul istoric al comunii noastre și toate lucrurile care ne face pe noi comunitatea, consiliul local, cetățenii comunii, ne face să fim mai mândri. Eu le urez în continuare succes mult și să ducă procesul de învățământ pe culmele care se cer astăzi din partea autorităților centrale. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Dacă mai aveți vreo problemă? Da, aș spune și eu că la sfârșit de mandat să mulțumesc tuturor consilierilor pentru colaborarea avută în cei 4 ani, pentru efortul depus pentru a dezvolta comunitatea. Și acum să mă uit la cameră, aș spune contracandidaților mei că luna viitoare o să fie ședința de constituire a Consiliului Local și o să fiu pe aceeași poziție care sunt acum. Bravo. Da, nu mai fi, dragi.